Hei, salut tuturor și bine ați venit la un nou episod de gaming. Eu sunt Cristi și astăzi o să continuăm cu Need for Speed Hot Pursuit pentru că vreau să continuăm și să avansăm în carieră. Înainte de asta, aș vrea să menționez că m-ar ajuta enorm susținerea voastră printr-un like și un subscribe, așa că v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsa aceste două butoane. Acestea fiind spuse, haideți să începem să mai facem o cursă. Ia să vedem ce mai avem noi pe hartă. Haideți să facem acest time trial cu un Maserati. Doar asta văd că e deblocat. Ia să vedem ce culoare îl facem. L-am făcut galben, hai pe alb deocamdată. Pe mapă văd că este ploaie. Și îmi și amintesc această cursă pentru că încercam de multe ori să o fac la timp și nu prea reușeam. Practic, trebuie să ajungem, fiind un type trial, trebuie să ajungem cu această mașinuță în 6 km, într-un minut și 44 de secunde, la 6 km. Bun, am făcut frumos un slalom printre mașinile alea. Bă, văd că se ține destul de bine mașina. Opa, trebuie să fiu atent la trafic. Top speed la 290, credeam că ia mai mult mașina asta, să fiu sincer. Opa, bă, dacă trafic e acum. Este o zi ploioasă, după cum se poate vedea. Mașina este încă manevrabilă. Nu am probleme la controlare. Însă este neașteptat de mult trafic. Cât îmi place să fac drifturi pe Need for Speed-ul ăsta. E absolut genial. Mi se pare că este unul dintre NFS-urile care se controlează cel mai bine la drifturi după hit. Hitul am văzut că se controlează foarte bine. De-abia aștept să joc și jocul acela și să completez cariera. Cred că o să fac imediat după acest Need for Speed, o să încep cu acela pentru că este cel mai nou și până o să mai termin eu alte Need for Speed-uri, acela se va învechi și dacă tot este ultimul, am decis să îl termin pe acela mai devreme. Acum că tot m-am apucat cu acesta, o să-l termin pe asta și după aceea o să termin și pe celălalt. Am făcut și cursa asta, am luat goldul din prima, din fericire. Și nimic nou. Cred că trebuie să mai facem și alte curse, să mai deblocăm alte mașini. Ia să vedem. Preview cu un 911 GT3. Știu și cursa asta. Haideți să-l luăm pe albastru. Tot așa pe ploaie frumușel. Câți kilometri aveam? Nu mai știu. Parcă sunt acolo 11 km sau ceva de genul. În 12 km. Mamă, dar ce plouă, torențial. Absolut genială grafica, după cum am mai spus. Și această scurtă dură îmi va da mult timp, așa că o voi lua. Mi se pare că aici e și cu penaltiuri, gen dacă ating mașina îmi scade din timp. Nu vreau să încerc, să fiu sincer. Pentru că am de gând să iau și la cursa asta tot goldul. Ah, uite că nu e cu penaltiuri. Deci pot să mă ating de câte ori vreau eu, numai să nu fac accident, pentru că la sigur o să-mi ia, nu știu, vreo 3 secunde sau ceva de genul. Wow. Și mașina arată super. Wow. GT3. Asta mi se pare că are motor de 4000, dar nu știu câți cai are. Oricum mulți, pe toți. Bun, mai avem aici o scurtă tură. Nu o să iau pentru că nu mă ajută prea mult. Ziceți voi că n-am luat bine drifturile astea. Și pe asta. Și pe toate. Da, bă, deci chiar se controlează foarte ușor jocul ăsta la drifturi. N-am ce să zic. Bine că și eu am învățat bine cum se controlează. Dar și asta, ah, banul că n-a fost accident, nici ăsta. Din fericire, cream că mă înfig fix în ăla de pe contrasens. Aici o să mai avem o scurtă tură, care este foarte bună. Foarte bună. O să ne ajute să mai căpătăm câteva
secundele la timp. Salut, domnule. Bun, am trecut pe lângă el, mai luam niște nitro. Ups. Ups. Mamă, dacă urcă greu în viteză. De la 130 până acum, luat câteva secunde. Mă rog, e de la performance sau e de la super. De chiar mașina asta. Sau fi de la, nu mai știu, ori de la super, ori de la performance mașina, însă mă așteptam să fugă puțin mai mult. Mamă, frate, ce ploaie torențială și ce ceață. Mi-e mai greu să văd acum, s-au înrăutățit condițiile meteo, însă tot pot să-i dau blană și la acest Porsche. Aici avem o scurtătură care nu era marcată pe harță, însă... A, bineînțeles, bineînțeles că nu mai ajung în 2 secunde. Și ca de fiecare dată, la nicio secundă, deci uitați-vă și voi pentru 0,084, nu am luat goldul. Însă nu e nicio problemă, am luat silverul. Trebuia, nu știu, deci nicio secundă și puteam să iau gold. În fine, ia să vedem, am mai trecut nivelul. Și am ajuns și noi la suma de 200.000 de bani. Level 5. Și o nouă mașină. Ia să vedem ce o să fie. Challenger SRT 8. De la Performance. Un veritabil muscle car. Care, la prima vedere, e destul de furios și destul de musculos. Ok, ia să vedem dacă putem să facem cu ea acum. De la Performance 9, ăsta e Jaguar, Porsche și Maserati. Cred că asta s-a deblocat aici și cu Performance. Poate putem să luăm Dodge-ul. Și avem și un sistem nou, care se numește Jammer sau ceva de genul. Ia să vedem, că pe ăsta nu mi-l mai amintesc cu ce era. A, ăsta dezactiva gen dacă poliția sau vreun alt concurent vrea să îți bage MP, tu poți să dai pe gem și îți pierd semnalul, deci nu te mai pot vedea pe hartă, ceea ce e un lucru destul de tare pentru că nu te mai pot urmări. Bun, haideți că avem și BMW, dacă BMW am mai făcut, de fapt cu toate de aici am mai făcut până acum curse, așa că haideți să luăm Dodge-ul. Wow, și pe MOV arată genial. Haideți să luăm pe MOV, că arată prea crazy, se numea Plum Crazy culoarea. Și chiar arată demențial culoarea. Avem Spike Strip, EMP-uri și Jammer-uri. Deci asta înseamnă că o să fie și poliție. Iar la condiția acolo am văzut ceva ploaie. 17 km. Bun, se anunță ceva intrigant, pot spune, pentru că avem aici în față patru alți raceri, o poliție care stă fix în spatele meu și nu mă lasă și pe mine să fac aici cursa asta, să-i fac pe băieți. Dar nicio problemă, că se încarcă puterile alea, să le zic așa, din stânga de acolo de jos. De fapt, voi nu le vedeți pentru că o să îmi pun eu moaca mea acolo și nu se pot vedea, însă eu le-am acolo sub hartă și deja s-au încărcat, așa că vreau să-i pun un spike la poliția aia. Hai că am trecut și de roadblock fără prea mari răniri. Și bineînțeles se mai alătură încă o poliție care nu știu ce, carbon mi se pare că se numește mașina asta, e așa mai, că nu știu dacă se poate conduce. În joc mă refer. Probabil o să văd în timp ce o să avansez în carieră dacă se poate lua. Opa, și eu și ăsta m-am lovit. Ăsta cu MV-ul de noi. Băi, stai mă cu minte, oi. Bun, avem poliție. Vreau să-i pun și eu un spike. Nu te supăra, ești poliție, că vreau să-ți pun și eu un spike. Opa, avem aici un roadblock. Aoleu, i-am dat ăstuia din greșeală. Scuze, boss. Bun. Deci i-am dat-o lui cu Camaro fără să vreau.
Eu cu astia nu prea am probleme pentru că știu că-i fac, dar pe poliția am ce am cu ei, nu prea-i suport. Bine, nu-i suport. Fac parte din farmec, așa că hai să-i punem un spike. Ia uite bă că nu l-a luat niciunul, bă. Cum bă nu l-a luat niciunul, bă? Cream că le-am un stangul ăla din spatele meu. Băi, ia mă că ți-l dau ție. A, mă că ăsta a mușcat-o, mă. I-am dat mamele așa luat-o. Bun. Să vedem, poate mai distrugem și noi o poliție, poate mai facem rost de nitro. Să-l facem pe domnul ăsta cu BMW-ul din stânga mea, că nu prea se lasă el făcut. Iată, ia și el pe scurtătură. Se făcu cam praf omul ăsta cu BMW-ul. Bă, dar pusă ăștia la roadblock-uri pe aceea de... Nu prea poți să mergi deloc de ei. Noroc că pot să trec frumos el așa printre. Dacă nu, bănesc cu pana mea, dădeam în ei și... Wow, ce s-a dus ăla în dreapta. Ia uite mă că băgare Jaguar XKR la poliție. Șmecher mașina, ce pot să zic. Mamă, și cum se aud tunetele alea. Wow. Băi, deci la grafică e genial, man. Genial. Și la sunet, hopa. Bun. Și cam asta face gamerul. Practic oprește MP-ul lor împotriva mea și practic le și dezactivează semnalul meu. Opa, e testa vrut să dea în mine și se fraieri de dun stângă fraierul. Ce ai făcut, boss? Ce ai făcut, boss? A vrut să dea în mine și a dat în stâncă. Pe care mai lovirați? Mamă, nu mai am spike-uri, frate, nu mai am spike-uri, că îi dădeam unul ăluia din spatele meu. Bravo, bineînțeles că pusă și spike și low ăsta cu Jaguarul. Dar fii atent că... Bam! Bă, dar asta cu car... cu carbonul ăsta nu mai moare. Hai mă, mori! Vreau să-l distrug pe fraierul ăsta. Mor, mă! Vreau să distrug mașina de poliție, dar nu... Aia mi se pare că are cea mai multă viață. Nu știu de ce, dar e mai puternică ca celelalte mașini de poliție. Stai că îi mai dau una. A, bun, la următoarea e moartă. Haide, mă! Oh, gata, l-am distrus pe fraier. Mai făcut și noi rost de niște nitro. Să-i dăm blăniță la acest Dodge Challenger din 2008, care fuge destul de tare, ce pot să zic. E un muscle car care mă surprinde de fiecare dată când îl văd, sincer. Așa, când mă uit la el, nu prea îmi place așa mult. Da, când mă uit la el, bă, nu știu, e muscle car și când au și sunetul ăla de V8 așa gros și impunător, e... e magic, mă vrăjește de fiecare dată. Bun, să mai avem 400 de kilometri până la finish. Opa, vine cineva, cineva, o poliție. Dar nu mai are ce să-mi facă pentru că am scăpat. Am făcut cursa. Bun, new personal best, a. Logic că dacă n-am mai făcut până acum cursa deloc. S-a setat un nou timp, ce mai bun. Și încă o nouă mașinuță, ia să vedem. Bentley Continental Super Sport Coupe Exotic Series. Wow, și asta arată foarte premium, luxoasă și sportivă în același timp. Bun, ia să vedem. Poate putem să jucăm cu ea, nu? A, nu. M3 V8. Bun, hai că avem o cursă cu un BMW M3. A, am înțeles. Luăm BMW-ul ăsta, facem albastru. Și mi se pare că acum suntem împotriva poliției. Gauntlet. Sau Gauntlet, cum se pronunță. Deci este o cursă împotriva poliției și pe timp. Atenție, și pe timp. Ia să vedem. Bă, dar bine arată. Deci nu pot să mă abțin să nu zic că BMW-ul ăsta arată prea bine. Uitați-vă și din toate unghiurile, absolut toate unghiurile. Mașina mea de suflet. Și avem doar 3 spike stripuri. Cred că 3 spike stripuri. Cred că o să mor pe poliția în două, ia să vedem. Și vreau să dau fix în asta cu Mustangul, dacă stă și el pe loc, bineînțeles. Bam, și am dat-o. Mamă. Dar am făcut și eu praf. Și din păcate n-am rewind la jocul ăsta ca pe Forza Horizon. Și din păcate mașina asta prinde foarte greu 200. Extrem de greu. Nu știu. Wow, a dat în mine și tot el s-a distrus. Bun, hai că am făcut rost de nitro, să-i dăm și noi.
Dar până atunci ai mai punem un spike strip și la al doilea Mustang de poliție. Bun, de fapt nu prea e bun că mă lovi atunci și cum pariu că nu mai au goldul și acum, ce naiba famu? Mă lovesc, ia uitați-vă și voi, ia uitați-vă este. Hai de capul meu, mă lovi de toate astea. Ăsta se duce în față, ci... Spice strip, da? Dacă îți dau acum una, ce zici? A, e bun, am scăpat de poliție. Și mi se pare că nu trebuie să mai pun eu nitro în curbe, pentru că îmi ia din viteză și să-l țin pentru linie dreaptă, cum ar fi aici. Zic și eu. Pentru că am viteză mai mare și practic asta mă ajută mai mult la timp, când am viteză mai mare, pentru că dacă îl pun în curbe se menține viteza. Ok. Aici mi se pare că o să mai apară încă o poliție prin acest deșert. Nu pot să mă abțin să nu bag nitro în curbe pentru că îmi citește destul de rău. Ia să vedem. Prin această scurtă tură facem și noi ceva. Băi, se pare că nu mai avem nicio poliție până la final. Am folosit doar un spike strip pentru că a dat fraierul ăla cu Mustang-ul în mine și tot el s-a distrus, culmea. Așa că avem șanse, ne. Aici mi se pare că e doar linie dreaptă până la final, deși mai sunt doar 11 secunde și nu cred că fac eu 11 secunde un kilometru. Pentru că m-a lovit atunci, firea să fie. Dar asta e. Luăm silverul. Care e la 14 secunde distanță. Bun. Și se pare că am scăpat și de poliție. Data asta cu 4 secunde înainte de gold, deci clar dacă nu făceam accidentul ăla, puteam să ies și eu mai repede. New series available, ia să vedem, oare să fie exotic? No, asta e super. Da, asta e super. Super events available now. Bun, hai să vedem dacă putem să facem și un super series repede. Sport series. Super series, ia să vedem ce putem să facem cu... Ok, deci avem... Opa! Bă, dar câte mașini sunt deblocate. Vreau să fac neapărat cu galardul ăsta, pentru că cu ăsta nu am făcut niciodată. Mai avem pe aici de deblocat în... Mai avem de deblocat în super series. Asta este cea mai mare serie. După cum vedeți, sunt o grămadă de mașini. Asta sau Exotic Series, nu mai știu care le are pe cele mai multe, însă... Haideți să facem o cursă cu acest Lamborghini Gallardo, care și ăsta arată absolut genial. O să-l las pe galben. Și să vedem. Și ăsta e Hot Pursuit, clar. E cu poliție, avem... De-abia aștept să se deblocheze și Turbo. Pentru că la Turbo este ceva mai amuzant, ceva, da, mai amuzant, pentru că e un impuls din ăla mai puternic ca la Nitro, ce la Nitro acum e minciună pe lângă Turbo. La Turbo, când îi dai, începe și nu se mai termină pentru vreo 10 secunde, ăștia dorm pe ei, deja îi luai, sunt pe unul. Alea se încarcă, poliția vine, ia să vedem ce aveți, mă, Aston Martin. Nici o problemă, tot o fac. Iar suntem prin munți de data asta cu Gallardo-ul. Opa, vine ăsta cu Audi. Băi, boss, nu-mi zgria Lamborghini-ul. Trebuie să facem, nu trebuie să facem timp, trebuie doar să ieșim pe 1. Deci tu dacă mă mai super mult cu eruptul ăla, s-ar putea să spun un spike strip, nu știu cum să zic. Așa că stai mumos acolo în spate. Stai mumos.
Aș fi luat și eu Lamborghini-ul ăsta pe MOV dacă avea culoarea disponibilă, dar nu e. Să-l facem și noi. Să-l facem și noi Purple Lamborghini, dacă știți cum zic. Băi, ia mai dă-te tu undeva. Tu ăsta cu Aston Martin. Era fix acolo în spatele meu și dacă l-l mai lăsam puțin, cred că mă lovea. Ăsta cu eruptul iar nu încetează să mă atingă. Cred că o să-i pun și lui un spike strip. Că văd că prea e. Opa! Ah! Ce vreau să-l ating pe fraier. Pe fraierul cu Aston Martin de poliție. Ce fin se aud zgârieturile când se ating mașinile. Dacă știi că nu poți, de ce mă... Încearcă fraierul. Încearcă, dar nu poate să mă facă. Ăsta, eruptul avea top speed undeva la 313. Iar din câte bine mi-amintesc, o să nu mă înșel. Opa, opa, opa. Mamă, ce era să dau una la. Da, dă du asta cu eruptul și mă salvă. Opa. Mamă, se răsturnă, nu glumă. Ok, mai punem și noi un spike strip. Frumos. Ah, nu l-a niciunul. Mamă, ce a dat ăla cu Porsche-ul. Opa. Level 2 de roadblock, adică puseră Porsche-uri din ăștia Cayenne ceva mai grele. Wow. Scuze, boss. Scuze, dar n-am vrut. Dați-vă și voi cât de bine poate să ia curba. De ce pun nitro în curbă? Ca să-i dea boost, logic, nu? Bineînțeles că mă împinge fix în stâncă acest domn nenea polițist. Băi, alo, îți mai dau una și ăla, ești tu, nu? Opa, ce cu boss. L-am pus în cap. Ăsta cu eruptul, încearcă el să facă ceva, dar dacă îi mai dau acum, ia să-i iau un MP la fraierul ăsta. Cred că îl distrug, îi dau takedown. Ia, fiți și voi atenți. Ăla e. Takedown. Mare takedown ce i-am dat la fraier cu eruptul. O merita, nu știu cum să zic, dar prea stătut în spatele meu. Și prea mă enervă. Bun, și noi dăm frumos și el acum. Un nitro. Mamă, cum se aude motorul de la Gallardo ăsta, bă, e genial. V10 5,2 litri, care produce undeva la 500 de cai, dacă nu mă înșel, undeva pe acolo. Asta și asta mi se pare că e facelift-ul care a apărut, nu știu, scria acolo, dar nu mă uitai, prin 2009-2010, ceva de genul. Că normal Gallardo ăsta a apărut prin 2004-2005-2006, ceva de genul. Wow. Băi, ești nebun, băgară și elicopterul ăștia, mă. Ia uite elicopterul, mă, nene, mă. Level 2 la elicopter au. Asta înseamnă că elicopterul ăla poate să pună spike strip pe mijlocul străzii. Ceea ce e mare... Aoleu, aoleu, ce... Pusă și eu un spike strip, de ce? De ce sunteți bulangii? De ce sunteți bulangii? Că pusă și eu spike strip. Na, hai că luai pe unul. Panamera? Ce ai făcut, boss? Oh, mamă, ce m-am lovit. Și-a luat Panamera, domne, să... Om deșel ca Pantera pe aici. Mamă, ce glumă proastă. Bă, dar se țin bine ăștia, mă, cu poliția lor. Au Panamere, Aston Martin... Ia, unde te duci? Să-mi pui spike strip. N-avem. Ce l-am făcut. Bun, pun-o. Bă, să nu mă ia ăia, mă. Mai un kilometru până la finish. Și tot pe unul. Deși mai văd pe ceva în spate. Aoleo. Hai că am ieșit. Cu emoții. Da, am ieșit. Pe unul și la cursa asta. Johnny Reward. Spike strip, îmi pune și mie level 2 la spike strip. Nu știu cu ce îmbunătățesc, cu ce îmbunătățesc ei spike strip-urile astea pe levele. Da, bravo, nu știu, nu mă interesează. Atâta timp cât i-am pus spike strip, cred că îi dă mai mult damage la mașină. Dar mă rog, și ei pe parcurs ce avansează cu echipamentele la leveluri mai mari și îmi dau mie mai mult damage, deci tot acolo e, tot acolo ajungem. În fine, și eu avem și o mașinuță nouă. Alt Lamborghini, alt Gallardo, tot de la Super,
Dar ăsta cred că este super la Gera. A, ba nu, e tot Gallardo. A, și ăsta e fe... No, deci ăsta e facelift-ul. Ăla nu era facelift, era normal. Bun. Ajungi la finalul acestui videoclip. V-aș ruga să nu uitați de butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți mai multe de genul. Și ne auzim la următorul. La revedere! Pa, pa!